Am văzut că episodul anterior în care m-am jucat pe hărțile abonaților v-a plăcut foarte mult, așa că astăzi facem partea a doua și începem cu Sima Alexandru, care cică ne-a făcut o hartă. Dăm direct pe play să vedem despre ce e vorba. Aici neapărat un player, nu stăm la discuții pentru că nu am prieten, nu de alta. Dăm play și hai să vedem prima hartă. Pare foarte ușoară la prima vedere. Care-i mă schema? Apropo, ați dat și voi un lighean sau... Deci doar mergem în față pe aici. A, pe aici mă gândesc că nu se poate numai cu minge după capul meu. Dar nici pe aici nu pare să se poată. Mă, ăsta și-a bătut joc de noi cumva. Mi-a dat o hartă imposibilă. Cam așa pare. Cred că a făcut o hartă la test și a zis hai să eu dau la Ovița, nu să o joace. Aoleu. Sau să mă arunce ăsta suficient de sus. Mamă, dacă l-aș putea nimeri, stai așa. Mi-a dat schimb, bă. Acum, o hartă care se poate face doar cu emoturi e total necinstită, deci nu merge așa. Și aici reușesc și o să sar. Bun, hai că am reușit, că m-au dat în altă parte. Bă, ce-i mă harta asta? Își bate joc de bătaia. De ce mă tot pune pe burtă aici? What? Dau și eu un jump. În sfârșit, am vrut să zic. Ha, da, aparent harta asta este imposibilă. Nu știu de ce nu mă lasă să mă pun pe ăla. Și aici, dacă mai încerc... Nu, no, n-ai nicio șansă. Am reușit să fac asta, nu mă întrebați cum și de ce, dar nu se mai ridică de pe burtă și merg la infinit, așa. Bă, din păcate, harta asta e schema, așa că nu trece mai departe. Următoarea hartă este făcută de Ibesus sau ceva de genul. Ibesus are numele. O trebuie să ies din joc, că mă spar harta cealaltă. Hai să vedem dacă a făcut ceva mai ca lumea, nu ca aia altă. Cam așa arată, aparent este o hartă foarte pe bune. Bă, prea pe bune! Mamă, cât e de lungă! Bun, oameni chiar au mult timp la dispoziție și răbdare. Deja mie mi se dusese răbdarea când mi-am făcut, bă, da, serios, când mi-am făcut harta mea. Cam multe obstacole, sincer. Bă, nu pot să trec de primul obstacol, what? Nu pot să înțeleg, ăsta merge prea repede și în orice punct aș fi, el mă lovește. Deci nu e niciun punct în care să pot să stau liniștit. Și mă lovește și când ajung mai încolo, vai de viața mea, ce-i cu mingiuțele astea? Bă, nu erau astea. What? Ok, ori mai fi făcut vreun update, mă. Mamă, niște cuburi micuțe care se învârt. Mamă, cum se învârt. Bă, ce... Nu există așa ceva și fără checkpoint-uri. Bă, cum să împice, mă, o minge în cap acolo. Mamă, cum o gândi harta asta. Eu nu... Bă, dar eu chiar nu, nu pot să trec de primul obstacol. Ok, deci oficial harta asta probabil că nu o să o termin vreodată. Aparent acolo mă pot opri. Toate obstacolele spuse în miniatură, bă, dar-s grele. Dar nu înțeleg, uite, acum e ok, acum nu e ok. Cine să mai înțeleagă? Bun, acum iară mi-au o minge în cap, nicio problemă. Ok, zi te rog că am și un checkpoint pe aici. Hai mă, că unde mă duci? Du-mă și pe mine sus, te rog, mulțumesc. Mamă, dar avem de urcat, bă! Mamă, iar era să-mi dea mare de aia în cap. Nu cred că nu mi-o sărit. Dacă nu am checkpoint... Nebunesc 7 zile. Nu pot să cred că au făcut o hartă atât de grea fără checkpoint-uri. Bă, unii oameni nu-s normali. Gata, mă, că am făcut săritura aia, dar fiți antenă că o să rămân fără timp cel mai probabil. Pentru că deja mă chinui de foarte mult timp. Deci harta asta nu că e grea, e incredibil de grea. Opa, opa, vezi că a rămas. Mamă, mamă, stai așa. Bă, până acum nu mai fost atât de grea acolo la început. Stai că nu știu încotro. Cubul ăsta merge. Ok, nu știu ce-i cu cubulețul ăla care edita mai cubul. Mamă, și cu ăstea care-i faza? Acum-s drepte, acum nu-s drepte. Ai de viața mea, ce-i mă cu obstacolele ăstea? Bă, cine-a făcut harta asta? E un pic diabolic, sincer, acum. Bă, problema e că o să rămân fără timp, mai mult ca sigur, din păcate. Ceea ce nu mă încântă neapărat, ia tot nu pus checkpoint. Serios că n-am apucat nici să văd. Pizza antenă că am ajuns iar aici. Am zis să-i mai ofer o șansă la harta asta, deși pare imposibilă la prima vedere. Bă, deci e grea rău de tot, nu grea. Incredibil de grea. Și de enervantă în același timp și tot ce vrei și ce nu vrei, mamă. Ok, nu pe burtă, nu pe burtovițane. Ok, greșeala fatală. Ia să vedem, avem checkpoint, era ultimul cub, apropo. Dar nu cred că avem checkpoint. Deci nu, e imposibil, harta asta nu trece mai departe nici să-mi dai bani. Nu, deci pur și simplu mă enervează obstacolul ăsta la început încât nici nu mai încerc harta asta. Deci nu mai am cuvinte, pur și simplu
Nu mai suport. E atât de enervantă harta asta, nu vă jucați în viața voastră harta asta. Următoarea harta este făcută de Bucuroaia, ci că multi-rage quit. Mamă, ce nume complicat. Hai să vedem, mă, chiar așa multi-rage quit să fie? Ia să vedem care e vorba. Da. Să înțeleg că e o hartă 100% de noroc sau poți să faci ceva. Momentan, la prima impresie, pare ceva imposibil. Uitați-vă numai cu ce viteză se învârtă astea. Păi și aici ce ar trebui să fac, gen... Da, aparent e 100% de noroc. Bă, care e, bă, faza cu hărțile astea? N-au niciun sens, sincer. Deci pur și simplu trebuie să te duci random și să sari pe aici ca nebunul și să speri să te arunce bine. Nu-i fain așa bine. Chiar mă... Era să mă arunce bine, bă, mă lași. What, am la checkpoint. Nu pot să cred. Ok. Dar chiar și așa... Doamne ferește, mă, mi-a dat builă în cap. Bă, deci nu urăsc... Uite-te că mă duce înapoi la start. Nu urăsc nimic mai mult în viața asta decât bilele alea, jur. Când ți-i lumea mai dreagă, ți-i bilă în cap. Mă, da, aici cum ar trebui să sar? A, ceva de genul, cred. Am înțeles. Deci e mai greu aici decât acolo. Doamne, mă omoară direct când mă spawnează. Ce mă harta asta? Bă, deci pe episodul trecut... Ia, vezi că aici e schemă. Pe episodul trecut am avut baftă 99% numai de hărți faine. Pe episodul ăsta numai de hărți de genul ăsta avem baftă, mă frate. Hărți troll, practic. Am ajuns să fac troll în Stumble, guys. Nu cred că mi-aș fi dorit prea mult asta, sincer. Hai, mă, aruncă-mă bine. Aruncă-mă bine, ok, ok, ok. Nu pot să cred, am terminat-o. Bine. Bă, o hartă destul de interesantă. De acolo la muchie de cuțit între a trece și a nu trece. Chiar nu știu ce să zic. E prea de noroc și nu ține deloc de skill, dar în același timp parcă e un pic cantenrin, ca să zicem. Următoarea hartă este făcută de SG Hicks. Mă gândesc că SG vine de la Stumble Guys, deci înseamnă că rupe bărbatul Stumble Guys. Hai să vedem, sper că nu a făcut o hartă de aia imposibilă. Ia mă care e schema aici. Pare cât de cât lungă, dar nu pare foarte grea, din fericire. Stai așa că nu înțelegeam. Uitați-vă cât de subțire e trambulina asta. Ok, nicio problemă. Stai așa, asta mă aruncă direct, mă? Nu cred că mă aruncă. Da, mă, nu mă aruncă direct. O gândit-o să fie la limită. Nu pot să cresc și acum eu mă enervez. Alo. Nu-mi prea plac obstacolele astea așa mișcătoare. Că stai și pierzi o grămadă de timp. Hai, bă, frate, dar cât se duce ăsta? Bă, mă, lași. N-ai nicio șansă să nimerești aia. Da, deci cum ziceam, cred că după bile cel mai mult urăsc obstacolele de ge... Am trecut prin trambulină. Doamne, cât de buguit e jocul ăsta. Nu există, mă, să fie atât de buguit. Ok, de data asta n-am mai trecut. Acum, Doamne ferește, mă. Deci am pe episodul ăsta 7 minute și deja mor de nervi după câteva hărți. Mă, urăsc obstacole. Uită-te și tu, imposibil să nimerești aia. Doamne, că nu mai pot. Nu cred că mai fac astfel de episoade în viața mea, jur. Deci nu mai pot de nervi. Cum ar trebui să nimeresc aia? Uite, acum m-am dus prea repede. Deci eu nu pot să cred că iară nu pot să trec de prim obstacol, cum a fost și harta aia la care m-am enervat maxim. Aparent, părea mai ușoară, sincer, la prima impresie. Problema e că aici nici nu poți controla chiar cum vrei tu. Bă, mă, lași! Deci eu nu pot să cred că până la urmă am reușit să sar direct aici. Deci platforma aia mi se pare pur și simplu imposibil de nimerit. Dar cumva am sărit direct aici fără să mai ating platforma. Momentan nu mai pot de nerv cu harta asta, deci mă distruge psihic. Dar acum la modul serios, cum poți să pui un obstacol? Bă, asta nu mă aruncă, acum m-am aruncat prea tare. Cum să pui un obstacol atât de greu, chiar primul obstacol? Bă, e prea mare bătaia de joc, sincer. Ok, nicio problemă aici. Aici are de noroc, Doamne. Doamne, că totul e de noroc pe hărțile astea. Totuși, privind partea bună, avem checkpoint. Deja m-am învățat, sincer, să nu am checkpoint. Asta era problema. Hai că așa totuși mai vine acasă. Problema e că aici ajung aici și nu înțeleg exact ce trebuie să fac. Aha, hai că am reușit până la urmă. Mă, ce sunt? Am luat cumva checkpoint. Doamne, n-am văzut gaura aia acolo. Da, cumva mi-a dat checkpoint-ul. Acum că nu ar fi trebuit să mi-l dea, mi-l dă, mă, bravo, mă. Hai că nu e nicio problemă aici, trebuie doar să avem puțină răbdare. Dar cine mai poate să aibă răbdare după hărțile astea? Ok, nimic e și din comun momentan. Aici ne murdărim puțin de noroi. Ăsta numai pe burtă vrea. Păi era și culmea. Mamă, dar încă mai avem de mers o grămadă, bă. Bă, dar chiar aveți răbdare să faceți hărți lungi, sincer. Bine, îmi place să joc pe hărți lungi, doar că... Nu, extrem de ultra grele, dacă știți cum zic.
De obicei prefer să și termin o hartă, nu doar să o joc așa și să pierd ca erou. Mama, iară de astea. Bă, ce aveți mă cu astea? Că nebunim cu zile. Și acum să vedem că nu știu unde se oprește. Ok, aparent o mers până aici. Bine, am avut noroc aici, n-am ce zice. Mama, aici a pus platformă între astea. Vezi că aici dintr-o dată a fost de treabă bărbatul, mă. Ok, am reușit să o termin. Bine, mă, așa mai vii de acasă. Harta anterioară, să zicem că trece mai departe, a fost decentă. Și acum avem Q-Nel, harta făcută de Q-Nel. Și scrie aici, Sabla, Ovidiu, hai salut. Ia auzi, mă, mersi foarte mult Q-Nel. Ia să vedem ce harta ai făcut. Zi-mi, te rog, că nu e o harta imposibilă. Bun, la prima impresie nu pare extrem de grea, dar iar am văzut un obstacol de la mișcător. Mamă, nu mai suport platforma aia, mă refer. Hai, ciocan, du-te. Aolo, și ăștia se dau pe spate, pe față, pe lateral, pe cum vrei. Aici nu ar fi trebuit să dau jump-ul. Ok. Mamă, cum am fentat jump-ul ăla. Nu trebuia să dau jump-ul ăla, dar m-am panicat și aparent am avut dreptate până la urmă. Bă, asta pare prea ușoară, nu pot să cred. Bine, de fapt, eu cred că e un pic mai grea, dar am avut și noroc acolo, n-avem ce zice. Ok, sărim așa. Mama, aici au pus mai multe de astea decât era nevoie. Aolo, iară de astea aici. Mama, iară platformă, dar am reușit să... Bă, la asta nu mă așteptam, sincer. Deci platforma prea jos și nu sunt stare să sar pe cubul ăla, doamne. Dar cred că merge să sar direct, mă. Despre ce discutăm, mă? Cine mai chinuim atâta cu platforma vieții? Ok. Bă, asta chiar a fost super decentă și ușoară, stimă și respect. Următoarea hartă este făcută de Rareș Mut sau Mut, dar cred că Mut totuși. Hai să vedem subscribe sau ce scrie acolo. N-am fost prea pe fază. Până acum am început cu niște hărți cam așa cu așa și am continuat cu niște hărți mai ușoare, ceea ce îmi place. Îmi place să mai și câștig din când în când. Hai să vedem ce-o făcut Rareș. Ia să vedem care e schema. Nu pare prea lungă, nu pare nici prea grea. Dacă are două finish-uri, nu știu de ce. Deci o fi pus domnul Rareș acolo două finish-uri. Stai așa că... Bă, dar m-a luat așa prin surprindere. Ok, acum am spawnat bine, nu mai avem niciun stres. Bă, extrem de multe obstacole, nu prea înțeleg exact pe unde trebuie să o iau. Dar văd că avem un finish chiar aici. Deci poate poți să faci o schemă, deși nu cremă. Stai că trebuie să văd un pic care e faza cu finish-ul ăsta, l-a pus degeaba. Doamne, avem checkpoint aici, nu pot să cred. Deci se poate pune checkpoint și acolo. Serios, asta e harta? Bă, finish-ul ăsta nu cred că ar trebui să fie aici. Hai să vedem ce s-ar întâmpla. Ia vezi că de aici a pus să sar direct sus, cred că. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista acest finish? Da, aparent chiar pot să sar aici. Serios, este un finish la fel de ușor? Bă, cu părere de rău, harta asta a fost, sincer, exagerat de ușoară, mult prea ușoară. Următoarea harta este făcută de Davicus 13, ci că Helio bună. Hai, noroi, salutare! Hai să vedem ceva chiar puțin mai greu, nici atât de ușor. Foarte mult noroi, văd că la toată lumea îi place să bage mult noroi, mă. Ia că avem aici o mică rampă, trambulină, ce-o fie, care nu mă aruncă, ba da, what? Ok, nu mă așteptam la asta, bă, explicați-mi de ce m-a aruncat pe burtă acolo. Mă, e un pic am buguit obstacolul ăsta, dar îi dăm noi de cap cumva. Asta e, bă, iar mă pune pe burtă, deși eu nu dau double jump. Doamne, dar mă aruncă dubios și văd că o băga de astea peste tot, așa random. Ok, cred că e ca să ne fie cât de cât mai ușor. Aici problema e că nu prea văd încotro mă duc. Dar mă gândesc că dacă pic așa e bine. Cred că este bine. Totul este bine când se termină cu rău până la urmă, nu? Știu că se poate. Hai, ovițane. Prea ușor, bine mă. Aici, cred că putem fenta un pic harta. Deși, până la urmă așa au gândit harta, deci înseamnă că așa trebuie să facem, nu? Opa, asta e așa, că aici e mai așa cu așa. Ăstea nu prea se dau la o parte. Văd că avem acolo o platformă, dar prefer să iau finish-ul ăsta. Deci avem două finish-uri la dispoziție. Bă, o hartă foarte cinstită, bă. Un nivel de dificultate mediu spre ușor, merge treaba, așa mai vii de acasă. Andrei Vasilache a făcut harta asta și aici scrie Deiuțul, deci așa am eu o mică impresie că nu a făcut-o el de fapt, dar dacă ne-a dat codul nu avem decât să-l credem pe cuvânt. Am mai jucat eu o hartă în care mi-au zis și câțiva oameni în comentarii că harta aia a făcut-o de fapt altcineva, așa că să-i fie rușine celui care mi-a dat altă hartă, dar aia le jucăm și așa. Ia că pare ușoară. Puține obstacole puse la distanță, deși poate fi un pic enervant, dar pare ușoară.
Bă, cum se face că am început cu odelea imposibile și continuăm așa, numai cu destea ușoare cât de cât? De aici cred că pot să sar... nu știu dacă pot, oricum e prea greu să sar așa. Din nou platforme care se mișcă, ce-mi plac mie platformele astea, nu mai pot de plăcere când le văd. Aici nici nu știu exact în ce direcție să o iau, cred că mai degrabă o iau încoace, sincer. Cred că e mai ușor să fac așa, hopa, dar trebuie să mă învârt mult aici. Mamă, la limită. Ok, și de pe platforma asta, opa, mai sus, bine. Mă, până acum e decentă harta. Nu prea grea, nu prea ușoară. Acum ăsta, nu știu unde mă aruncă, asta ar fi o problemă. Cred că pe platforma aia acolo, hai că mă aruncă dacă e. Bun. Mamă, bă, dar de ce mi-o da mă double jump? Altă hartă fără checkpoint. Bă, mă așteptam oarecum să fie fără checkpoint, că nu e atât de grea. Dar totuși, mă, e enervant, e prea enervant fără niciun checkpoint. Hai mă că nu e atât de greu, rezolvăm și aici la cuburi. Bun, lejer de vară, în contoarcere prin 3 mișcări. Și cam asta a fost. Bă, o hartă super decentă. Stai că încă n-am terminat și n-avem checkpoint, stai așa. Mă, o hartă, da, super decentă. Trece mai departe, lejer de toamnă. Ionel Răzvan a făcut harta asta, deși acolo scrie Created by Marian Gamer. Din nou, nu știu ce să zic. Și apropo, fiți mai atenți când îmi trimiteți un cod, pentru că până acum am dat de vreo 2 coduri invalide, deci n-am putut să vă joc hărțile cu fost codul greșit. Hai să vedem domnul Ionel Răzvan ce-i făcut aici. Din nou, pare o hartă destul de ușoară. Mă, sincer, e puțin enervant că nu te lasă să folosești mai multe obiecte. Adică gândiți-vă că ei au făcut niște hărți total altcumva. Ce mai aici? Ok, puțin suspect. Tu nu poți să faci hărți cum fac ei oficial, ceea ce e un pic cam trist. Și de-aia, cumva, oarecum, toate hărțile arată asemănător sau la fel, deși ele nu sunt chiar la fel. Totuși se vede diferența până la urmă. Mă, ăsta au băgat obstacolele în pământ, ceea ce n-am mai văzut până acum. Bă, pare prea ușoară? Să fie prea ușoară, mă. Bă, da, zic că am checkpoint, nu cred că am așa-i. Mamă, mi-au pus și checkpoint, asta e prea ușoară, mă. Bine, e frumoasă până acum, merge treaba. Atâta timp cât am căzut măcar o dată, înseamnă că nu e cea mai ușoară din lume. Dar, puțin prea ușoară, da, eu zic că merită să treacă mai departe. NRM Gaming, by the way, are el numele. Cod Mădălin pe shop, auzi? Olo, nu putea să zică și el un subscribe, Ovițanu, acolo, măcar mai jos. Mi-am luat și un skin mai dubios, așa, pe care nu l-am mai luat până acum, cu steagul României, bineînțeles că de ce nu, dacă da. Hai să vedem domnul NRM. Va fi ușoară sau grea? Asta este întrebarea. Mamă, vezi că au făcut aici niște manevre, nu-mi dau seama dacă erau la început sau la sfârșit. Mamă, vezi că aici e cu manevre cu de-astea, bă. Stai, oare putem face așa? Nu prea putem, sincer. Și așa nu mă prea aruncă, bă. Obstacolele astea sunt un pic cam buguite. Ia uite, mă aruncă în exteriorul hărții, bă. Stai că nu e chiar așa, sincer. Poate dacă fac așa. Da, mă, cred că asta e schema, de fapt. Da, mă, să te arunce din unul în altul. Bine, mă. Bă, ăsta au folosit toate schemele de pe Stumble Up. Ceea ce îmi place pentru un moment. Vezi că arată bine harta. Ia vezi că m-am și dus din prima ca niciodată. Mamă, dar aici o să fie cam așa cu așa. Ok, nu ne impacientăm. Hai că am învățat timingul la cuburile astea. Puțin prea mare distanța, dar este în regulă. Hai că merge, merge, merge treaba. Zi te rog că avem checkpoint, că e destul de greuță, cel puțin la prima impresie. Mama, am trecut din prima așa aici, nu pot să cred ca un om mare. Bă, chiar îmi place rău de tu harta, până acum cred că e ce... Zi, te rog, am checkpoint sau îmi retrag cuvintele, te rog. Ok, avem checkpoint cât de cât, da, avem aici la noroi, dar... E bine și așa, nu? E bine și așa decât nimic. Hai să mai încercăm, mamă, dar durează un pic până pici. Dar trebuie să avem mai multă grijă. Mamă, dar e destul de greu, nu știu cum am trecut chiar din prima. Deja devine destul de enervant, dar momentan până aici chiar mi-au plăcut obstacolele. Parcă pare așa mai aproape de o hartă oficială, sincer. Mamă, dar aici să știți că e destul de greuț. Ho, pișcă frâna, mamă! Iar de astea, mamă, nebunesc. Nebunesc cu platformele. Bun, aici cred că au pus totuși un checkpoint ceva. Bă, puteam să-și jur că acolo o sare mai departe. Da, mă, da, au pus checkpoint-uri, ok, suntem în regulă. Astea au viteza cât de cât decentă. Doar că nu prea îmi găsesc eu timingul pe aici. Opa!
Stai că mai bine stai pe una și când... Mamă, stai că m-am pierdut. Când îți vine timpul, atunci să sar, nu! Stai că am prins schema, deci trebuie să sar un pic mai târziu față de cum aș crede. Deci dacă... Așa, perfect. Acum trebuie să așteptăm, nu ne impacientăm. Bă, încolo, cred că... Stai că nu-mi dau seama încotro... A, încoace. Cred, nu? Doamne, nu mai știu încotro trebuie să mă duc, am înnebunit complet. Ok, hai că am învățat timing-ul până la urmă. A, mai bine stau, mai bine stăm pe treaba noastră. Ok, sper că avem checkpoint-an pe aici. Mă, aici e cam așa cu așa, cred că trebuie să prind viteza aia turbată ca să pot să dau jump-ul. Mamă, și se învârtă mai repede astea, bă, ce m-a zburat. Dacă nu-i checkpoint acolo, eu nu mai fac încă o dată toate. Ok, avem checkpoint, suntem în regulă. Da, în continuare mi se pare că harta asta cred că e cea mai decentă dintre toate. Să fie harta cu numărul, cu locul 1, sigur că da. Din nou mai multe cuburi. Acolo a fost destul de greu, dar am avut noroc, nu o să vă mint. Mai avem și noroc din când în când. Skin-ul ăsta, sincer, nu prea-și merită banii. Nu prea mare schemă. De ce să ne mintem? Mamă. Și aici nu cred că avem checkpoint sau ceva. Bă, un pic cam diabolică. Și trebuie să dai double jump. Nu cred. Deci eu nu mai fac încă o dată. A, avem checkpoint-ul, ok. Suntem... Bă, apare nu trebuie double jump, dar e complicat rău de tort aici. Dar e bine, bă, s-o gândit să ne dea totuși checkpoint. Dar cam greu și mă panichez și toate cele la un loc, mamă. Ok, harta asta e grea. Atâta pot să zic. Mă, dar nu sare dintr-un jump decât foarte greu. Stai că nu prea understand aici. Bun, trebuie să fii la limita limitelor pe margine. Dar mi-e frică de ciocanele astea, asta e problema. Problema problematică, prea multe ciocane. De ce mi-o dat double jump? Alo, gara. N-am apăsat de două ori pe space. Doamne, că nebunim. Ok, trebuie să o lăsăm mai moale atunci. Deci aici dacă nu mă opresc complet, el consideră că dau double jump. Mi se pare corect acum, nu mai sare, nu mai zic nimic. Bă, cum e posibil ca odată să-mi sară prea tare și odată prea încet? Că eu tot așa sar. E cam putred, sincer. Problema e că pe obstacolele astea nu poți să stai nemișcat. Caracterul tău alunecă în continuu. Ok, nu mă lovi ciocanul, sincer am crezut. Mă, uite cum a rămas efectiv lipit, ca și cum n-aș fi sărit. Sincer, eu nu prea-mi dau seama ce-i putre, dar de multe ori nu vrea frate să sară. Dacă nu vrea, nu vrea și n-am ce... Uite, mă, cum? Deci eu apăs pe space, e un singur space, apăs pe space, înțelegeți? Și acum sare, acum nu mai sare. Uite, acum o sărit, dacă am dubios... Bă, deci nu pur și simplu, mă depășește complet obstacolul ăsta. Din păcate am rămas fără timp și nici că mai încerc o dată, deci harta asta este extrem de grea, dar în același timp destul de interesantă, deci merită să treacă mai departe. Steven Skeleton a făcut harta asta, ci că very hard map but not impossible. Bă, care e moda? De ce toată lumea vrea neapărat să facă o hartă very hard? De ce nu o hartă frumoasă, ușoară? De ce very hard toată lumea? Iară toate nebuniile din lume, bă! Aolo, mă spawnează direct în afara hărții, what? Și că go, dar eu eram... Opa. Stai așa că nu înțeleg ce trebuie să fac, bineînțeles. Ok, bă, iar mă pune pe burtă fără să fac nimic, bă. Chestia asta chiar nu e ok, no. Deci harta asta direct, nu, nici nu stăm la discuții, șpa, hartă. Mă spawnează și eu n-am, efectiv, nu am ce face, că mă aruncă. Stai, și aici ce pot să fac? Bă, încotro! A, înțeles, m-au aruncat prin harta acum. Bă, harta asta e prea buguită. Au pus prea multe obstacole, cel puțin la început aici. Ok. Și tu ca om nu mai poți nici măcar să te spawnezi ca tot omul acolo. Mamă, două obstacole într-unul. O schimbat timingul ăstea, mă. O schimbat viteza la ălea, bă. Ok, nu. Vreau pe mijloc. Nu reușesc. Aolo. Își bate joc de mine, bă. Ok. Stai că de astea nu pot să trec, ce mă? Bine, mă, nu mă așteptam să termin harta asta. Sincer, e haraba bură prea mare. Nu știu ce să zic dacă merită să treacă. Și ultima hartă pe care o încercăm astăzi este harta lui Cristi Candu, care zice, spor la treabă, mersi frate. Hai să vedem, să sperăm că o să fie o hartă bună de final. Ultima hartă nu pare cea mai grea din lume, dar din păcate nici cea mai ușoară. Mă, ăsta nu mă lovește? A, mă lovește numai în punctul ăsta, ok. Bă, încotro! Ok, nu înțeleg încotro, trebuie să sar, poate pe asta. De pe una pe alta iară, mă. Aoleu, și aici cu ciocan!
Am zis că nu pare grea. Îmi retrag cuvintele astea, imposibilă, clar. Pe cum să nimerești? Voi vă dați seama cât noroc trebuie să ai să nimerești timingul la ciocanul ăla? Și nu doar atâta. Doamne, deci efectiv îl nimerez mereu complet eronat. Hai bă, Cristi, bă, ți-ai bătut joc de mine, sincer. Deci era destul de greuță și fără ciocan, da, dar cum ai pus și ciocanul ăla acolo. Hai că merge treaba. Mai stă și pe... Bă, de ridică-te, bă, de pe burtă! O stat pe burtă 10 secunde fără ca eu să apăs ceva. Mă, de ce e atât de bugui jocul ăsta? Aolo, mai și cad o grămadă de bile mai încolo. Da, cred că încheiem episodul cu o hartă pe care n-o pot face. Bineînțeles că nu mai zic absolut nimic de fapt. Mai bine mă abțin. Era fain să pot să sar măcar direct acolo. Mă, deci orice fac... Nu, deci mai încerc încă o dată și dacă... Mamă. Deci harta asta e mai enervantă decât aia la care m-am enervat rău de tot. Efectiv, e imposibil, pur și simplu, s-o gândit. Bă, vreau să fac o hartă, dar să nu treacă nimeni, dar numai așa să o fac. Dar stai așa că dacă o publicat, înseamnă că el o trecut-o. Deci doar gândiți-vă cât o jucat fratele Cristica... Doamne, iartă-mă. Cât o jucat ca să treacă harta asta. Mă, n-ai cum să fie atât de diabolic. Ok. Și aici cum ar trebui să... Mi-o sări pe lângă. Deci oficial mi se pare mult prea enervantă harta asta. Nu știu dacă e neapărat imposibilă, dar e atât de enervantă că nu merită să mai îmi bat capul. Deci pur și simplu primul obstacol imposibil. După aia probabil devine mai ușoară. Dar când e primul obstacol imposibil, harta nu merită, din păcate, niciun pic de respect. Îmi pare, I'm sorry. Sper că v-a plăcut episodul. Țineți cont că mai avem încă o grămadă, 15.000 de hărți făcute de abonați pe care să le jucăm. Deci dacă mai vreți să mai facem și următorul episod, dați și voi acolo un lighean. Și vă rog, nu mai faceți hărți imposibile că nebunesc.